Să nu scape plantele. Au depus împreună și după aia, nu știu, neînțelegeri conjugale, am să spun. Mini, super red, fancy, cutie, little, rosy. Am băgat sare, destul de multă, plus medicamentul meu minune. Adică în momentul în care ajung în acvariile noastre, probleme. Salut, prieteni! Eu sunt Răzvan și aici este o casă cu acvarii. Am venit cu papornița de la cumpărători, mi-am cumpărat câteva lucrușoare și vreau să vi le arăt. Hai să vedem. Găsesc un loc un pic mai puțin aglomerat și să desfacem punda. No, bun, am găsit un pic de loc aici între găleți, cât să pot să mă desfășor puțin. Avem o sacoșă generică, nimic special, și avem pungi cu pești. Practic mi-am luat câteva lucruri care eu zic că sunt interesante. O să le întind aici pe jos și după aia ne uităm un pic în pungi și o să ne gândim împreună pe unde îi bag și o pungă cu niște plante. Am niște idei cu plantele astea, dar să vedem. S-au stresat puțin. Bun, hai să vedem ce am luat. No, bun, astea sunt pungile noastre. Avem 5 pungi cu pești și una cu plante. Le-am luat de la Aquanic, un pet shop din Constanța, care mai aduce și lucruri interesante când și când. Și hai să o luăm de aici. În punga asta sunt niște rasbora heteromorfa, varianta blue. Sper să nu se streseze prea mult și așa, au stat destul în pungă. Adică au dunga aceea, triunghiul acela negru întins pe o suprafață mai mare din corp. Sunt niște exemplare adulte, am și femele și mascule aici. Și planul ar fi să încercăm să obținem pui. Cu următoarea pungă. Ăștia sunt super speriați și stresați, dar o să le treacă. Sunt niște Hemichromis lifalili, cred că electric blue. Acum sunt foarte decolorați. Dar o să-i vedem în acvariu după ce se liniștesc. Și ăștia sunt ceva ce nu am mai găsit de foarte mult timp. În următoarea pungă sunt tot niște ciclide. Pelvicachromis pulcher sau cribensis, cum este cunoscut pe la noi. Foarte drăguți, foarte interesanți. Mai departe, aici am Aplocheilus lineatus gold. Sunt doi masculi și restul fete, nu știu, vreo patru sau ceva de genul ăsta, femele. Și asta este o specie pe care am reprodus-o în trecut și o căutam de ceva timp. Sunt niște killifish, dar niște killifish mai rezistenți. Iar în ultima pungă am găsit niște masculi de gupi negri. Nu știu dacă sunt half black sau alt soi, dar o să încerc să-i cazez undeva. Din păcate nu erau femele pentru ei la vânzare, dar am o idee să încerc niște combinații. Și în ultima pungă avem niște plante, iar pe astea cred că pot să le desfac. Îmi trebuie două mâini să le desfac pe astea.
că sunt închise cu simț de răspundere. Ma, să nu scape plantele. Ok. Încă astea o să încerc să le arăt din coace. Aici. Avem așa. Asta, care se cheamă Hygrophila lancea. De unde știu că se cheamă așa? Pentru că scrie pe etichetă. Nu știam planta asta, n-am avut-o în viața mea. O să trebuiască să studiez puțin pe net, că n-am idee ce-i trebuie. Dar fiind o hygrophila, adică un lupus, speranța mea e că nu este foarte pretențioasă. Și aici mai avem un buchețel de Ludwigia palustris mini, super red, fancy, cutie, Little Rosie Ludwigia. Pare formă emersă. Mă aștept în acvariu să arate un pic diferit. No, bun. Găleți. Și fiecare pungă vine în găleata ei. O să-i acomodez în timp ce mă gândesc pe unde îi cazez, că nu m-am gândit până acum. Hai să ne gândim împreună. Am băgat în găleți și mi-am luat o găleată cu apă dintr-un sistem de acvarii. Nu stau să fac o furtunel la picătură, că totuși sunt pești care au stat jumătate de oră în pungă. Le bag câte puțină apă, gen de la mine. Îi mai las puțin, mai bag puțină apă și tot așa și o să fie ok ca și acomodare. Acum hai să vedem unde-i cazez. Pe partea de cicliduțe, adică Hemichromis și Cribensis, mă gândesc undeva pe linia asta. Chit că temporar, că o să trebuiască să reorganizez tot ce există aici, dar momentan, ca să pot să mă duc și eu să mănânc și să nu mai am grijă peștilor, o să-i cazez pe unde-i cazez și mai vedem după aceea unde-i mutăm. O să vă arăt opțiunile care sunt. Pe linia asta de acvarii e bazinul ăsta, în care avem niște Severum Gold, un Acara Electric Blue, un Tretocephalus bătrân și doi Gibiceps. Aici ar fi o variantă. În ăsta sunt multe anabantide, niște gurami, niște lerii, doi cărășiei care au fost mușcați de dumnea ei, care este foarte rea. Asta este femela mea de Acara și a trebuit să o separ de mascul, pentru că i-a încărcat bateriile în ultimul hal. Au ce față de banditare. Deci ăsta a bătut-o de era să o omoare. Au depus împreună și după aia, nu știu, neînțelegeri conjugale, am să spun. Și un Botia lohaceata gras. Nu. Ăla este lohaceata. Ăla, la altul, este Botia striata, dacă nu mă înșel. Dar în orice caz, aici cred că pot să bag perechea de Cribensis și Hemichromis și în dreapta. Asta ar fi o idee. În acvariul ăsta mai am ceva interesanțel și anume, dacă îi dăm o lumină pe dânsa, să vede oare? Frige becul. Este o femelă mare de Aplocheilus. Am avut și mascul la ea și masculul mi-a murit și a rămas singurică și acum tineretul pe care l-am luat acum, la un moment dat, sperând că nu va fi ea prea bătrână, o să trebuiască să îi cuplez. Bine, eu în acvariul ăsta mai aveam niște chestii. Este așa puțin. Trebuie să răscolim puțin situația. Undeva pe jos stăteau ascunși niște pești. Uite,
Deci aici mai avem o pereche de cribensis. Eu fiind de o personalitate hrăpăreață, nu mi-au ajuns doar ăștia doi, care mai sunt și bătrâioi. Și... dar ăștia nou aduși nu o să-i cuplesc cu ăștia. O să-i punem separat. Mai avem acolo un Platidoras Chiaung. S-a dus. Un Platidoras Costatus. Da. Good luck filming that. Mă rog, din coace e o gașcă de ciclizi care sunt o lecuță agresivi. Din coace e pe pești mici. Ciclizi. Bun. Deci cam astea sunt opțiunile. Cred că, da. Hemichromis și Pelvicachromis în acvariile astea două. Mai rămâne să vedem și Aplocheilul și nu cred că vreau să-i bag aici unde sunt scalarii, pentru că e un bazin cu pești puțin cam mari. Da, deci trebuie să mai caut și pentru ăștia o variantă. S-ar putea să am una. Mai sunt gupii. 5 aveam, nu? Deci ciclide, gupii, Aplocheilus și razborele. Ne mai gândim și la astea. Mă duc să mai arunc o cană de apă la pești și să vă mai arăt câte ceva. În mod normal și firesc, orice animal introdus în acvariul nostru, în casa mea, în orice mediu de genul ăsta închis, ar trebui să treacă printr-o perioadă de carantină. Ar trebui izolat undeva, eventual cu un mic tratament preventiv în caz de orice, și ținut sub observație și apoi introdus unde avem peștii noștri stabili, vechi, unde, pentru că se pot întâmpla lucruri. Poate veni cu tot felul de agenți patogeni, poate să fie probleme. Peștii ăștia pe care tocmai i-am luat, din păcate nu am cum să-i țin în carantină, pentru că am închis camera aia din spate, unde era o grămadă de acvarii, unde puteam să fac chestia asta, și toate acvariile de pe aici sunt ocupate. Nu am loc. Așa că o să mă risc un pic. O să țin sub observație și o să-mi asum că dacă apare o problemă, o să trebuiască să tratez tot sistemul. Dar nu faceți chestia asta. Carantina e sfântă, după cum am învățat acum foarte mult timp, după care am uitat chestia asta și iarăși m-am lovit de probleme și apoi iar am învățat chestia asta și apoi am uitat chestia asta. Poate sunt la 50-a oară când învăț din nou cât de importantă e carantina. Sper să nu uit. Nu cred. N-are cum. Dar apropo de asta, să vă arăt ce am făcut cu ultimul transport de pești. Veniți nu din oraș, veniți de pe drum lung. Peștii care vin de pe drum lung cu atât mai mult trebuie carantinați, pentru că suferă mai mult stres, de la stres le scade sistemul imunitar, ei poate să plece sănătoși de unde pleacă. În momentul în care ajung în acvariile noastre, probleme. Ce am făcut ultima oară diferit față de ce făceam de obicei? Am separat niște acvarii pentru carantină. Adică acvariul acela, acvariul acela și acvariul acela. Cu posibilitatea să îl fac și pe ăsta de carantină și pe ăla de jos. Ăla și cu ăla nu cred că e nevoie. Adică aș avea 3, 4, 5 și sunt acvarii de 1 metru. Ar trebui să fie suficient, mai ales la câți pești aduc eu. Ce am făcut mai precis? Ele făceau parte din sistem, le-am izolat complet. Asta înseamnă robinetul acela care era de admisie închis. Nu mai circulă, nu mai intră, nu mai iese apă din el. Are încălzitorul lui. Am băgat 3 filtre din acestea... E cam negru aici, nu prea avem lumină. Am băgat 3 filtre din acestea cu bolborositor, care e un pic de exagerare, ca să zic așa. Doar ca să fie. Să riscăm cât mai puțin. Și, de exemplu, în acvariul ăsta am cazat moli. Da, orice fac eu, n-am suficientă lumină. Apropo de lumină, deci nu e treabă, sunt niște... Numai puțin, că mi s-a anulat și puțină lumină pe care o aveam.
Deci e un neon de ăsta cu LED, e atât de chior. Deci ca idee, ăsta e neon cu LED, iar din coace am niște spoturi. Incomparabil. Și cam la același consum de curent. Bun, revenind în acvariul ăsta, pentru că am cazat niște gupii, niște molii, niște latipinii, am băgat sare, destul de multă, plus medicamentul meu minune, adică ăsta, foarte bun pentru orice fel de paraziți. În acvariul ăsta am făcut același layout, practic, la toate. Și mă rog, aici, ca să țin peștii sub observație, asta este efectiv o plafonieră. Mi-am pregătit niște proiectoare și o să îi fac și lumină, că acvariul ăsta nu avea. Și mă rog, aici sunt cazați neoni, niște gupii Red Dumbo. Dacă ai reușit vreodată să nu stea în dreptul firului, fix în dreptul firului. Da, nu. Ăla e pește pe fir. În dreptul firului, du-te, mă, de aici. Neon, neon roșii la grămadă. Niște mini gibiceps, curățători de alge profesioniști. Și mai avem în tufiș undeva. Nu cred că să văd. Mă rog, sunt culii. Sunt șerpișori în aceea. Și ăștia la fel. Stau în medicament, stau în temperatură 28 de grade, ceva de genul ăsta. Și ce mai este? Sus este gașca de bomboane colorate, care sunt fix pe același layout și sunt 200 de pești în bazinașul ăsta. Nici o problemă. Chiar s-au împrietenit cu mine. Erau destul de speriați când au venit, dar s-au calmat. Iar aici pe hol sunt acvariile conectate la sistem și cu peștii gata acomodați, zic eu. Din care mare parte s-au și dat. Adică neonii mai sunt, nu știu, vreo doi. Niște coridoras, niște bombonele. În acvariu ăsta e ceva chiar interesant. Bun, a fugit. Stau băgați în tufișuri, în scorburi. Hai să vedem, deci ăla albicios așa este L167 sau Butterfly Pleco. Și a fugit. Și cel oranj este L397 Alenker Tiger Pleco. Foarte drăguți, foarte interesanți. Deasupra se vede o loricarie, dar mai bine se vede pe dovlecel. M-a întrebat lumea ce cu sârmele astea până în vare. Păi sunt ca să țină dovlecelul jos. Foarte mulți pești apreciază dovlecel, castravete și alte vegetale în meniu. Deci aici avem un loricaria, dar nu știu specia, au venit ca loricaria red. E parva, nu cred că e filamentoasa, cred că e parva. Iată că nu știu. Acolo mai e o construcție maestuoasă cu un lemn din acela de foc, care am făcut eu odată un video. Și mai avem în bazinul ăsta Sevelia, care sunt niște pisicuțe foarte simpatice. Practic la peștii ăștia tot corpul este o ventuză și se agață de sticlă în cazul de față, de pietre în mod natural. Văd că a ieșit un pic și mai în față gașca de eluri, dar sunt foarte sperioși. Deci ăsta e butterfly, iar cei oranji sunt tiger. E încă o chestie neașteptată. Coridoras
bagă dovlecel. Aici nu avem ventuzari, ancestru și nimic. Doar gașca asta de Corieneus. Acolo mai sunt niște scalari. Chiar simpatici. Deci și ăștia când au venit erau praf. Erau de-abia, țineau cozile strânse. Erau bai de mama lor. Dar cred că am reușit să-i pun pe picioare. Și mai trebuie să-i și îngrași. Că erau slabi. De fapt, încă sunt slabi. Ăștia sunt niște plecostomos. Mai jos avem tiger pleco, care stau mufați. Și mai văd o potențială problemă. E piatra asta plină de algă, care arată chiar fancy. Și acolo văd un ancestrus. O să sper că nu e înțepenit. O să verific că poate să iasă de acolo. Aceasta chitea voalați. Aici e nebunie. Nebunie. Deci ăștia sunt extrem de agitați. Jandarm și Barbos și Becker. Și ăștia sunt din mai nou peștii mei preferați de gașca de sinodontiși. Și se par adorabili. Cred că sunt Sinodontis Euterus. Și le place foarte mult să stea acolo la lemnul ăsta artificial. Furtuna e aici că tot schimba apă de zor. Un saie foarte gras. Coridora Spanda, de la care o să încerc să obțin pui. Îmi doresc eu mult chestia asta. Și mă, niște neoni mai în vârstă. A, și să nu uităm, bineînțeles, pe domnul Petrică. Serasalmus Naterreri. Dar știu ceva cu furtună, cu cabluri, cu toate mai mici. Care a crescut un pic cam mare. Dar e mare și frumos. Nu poți spui că nu e frumos. Da, bun. Cam astea sunt noutățile. Cam asta mai e interesant pe hol, zic eu. Sper să mă țin de chestia asta cu carantina. Deci ar trebui să fie sfântă. Orice pește, separat complet. Am băgat mâna în acvariu ăla, mă spăl pe mâini, din cioc, nu amestec nimic. Că nu se știe cu ce mai vine la pachet un pește, nu-i așa? Dar nu vorbim de, în general, nu ar trebui să fie problemă. Dacă m-am dus până la Aquanic și am luat doi pești, m-am uitat la ei, am văzut că sunt ok. Se poate întâmpla, dar n-ar trebui să fie. I-am văzut că sunt ok. Nu vin de peste mări și țări. Au stat puțin în pungă. N-am o să-i bag. Trebuie să-i bag unde trebuie să-i bag. Hai să începem cu ciclidele. Până la ciclide trebuie să încerc să filmez o chestie. Aici s-a stins lumina la raftul ăsta și am văzut un display, sper să nu-i sperii. Da, deci masculul ăla. Deci masculul ăla de moli, Doamne. Deci să fiu femelă de moli, aș cădea în limbă după aia. Ia uite-l bre cum face. Și cum nu mai face mie focus. Îmi pare că are succes. Adică... Nu-l gorge să-i... Bun, am venit cu indivizii... Hemicromici și ăștia. Cred că i-am stresat suficient. Să vedem... domnii cum primesc noi locatari, dar nu cred să fie problema. Cel puțin Severumul sunt foarte cuminți. Prietenoși. Hello. Ci că discusul săracului, de mie mi se pare că e o comparație nedreaptă.
Masculul tocmai m-a mușcat de mână. Bă. Ăsta de... de acara. Și că n-ai ceva, vii așa cu, cu mâna... Măi, uite-mă de aici. Așa, așa se uită, da? Ceva. De obicei când mâna e așa, atunci conține ceva. Să-i băgăm pe speriați ăștia. Deci, haide, 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 bun. Deasupra. Și bun. Bine, deci sunt efectiv... foarte decolorați și sunt foarte speriați. Trebuie să stau cu bunghi, dar nici acara n-ar trebui să fie atât de rău. S-a uitat la femeie la pângeam. Acum ăștia de unde, în bazinul din care i-am luat, stăteau cu ciclide africane și mari. Fără probleme, nu sunt chiar atât de fraieri. O să trebuiască să-i distrag un pic. Să mi-i lase pe ăștia în pace. Și că tot cerșeau ei de mâncare, avem niște larve de chironomide. Acum ăștia s-au adunat ca la urs acolo. Nu știu ce-i cu intrușii ăștia. Dar poate aflăm ce este cu această aromă irezistibilă. Și ăștia, doar ce am introdus, sunt decolorați, vai de mama lor, se bagă la mâncare. E ok? Bun, hai, am pus tot cuburețul aici, să-i țin ocupați. Ia uite și tretocefalusul. Să-mi foaie la ăla micu. Gata, sunt complet distrași și au uitat complet că au niște musafiri noi în agrăia. Și hai să vedem dincoace ce se întâmplă. Dincoace se întâmplă o tiribombă rotativă de Anubia. Hai să ne coprindem așa mai în... Te-a cu amețela, dacă te uiți un pic mai mult. Deci pentru că îmi vine flow-ul de apă în direcția asta pe sus, toată grămada asta de Anubia este un carusel. Cribensis. Pelvic acromis pulcer, nu știu, e denumirea veche cribensis, că eu așa știu. Hai. Bun. Gata, am luat toată lumea. Deasupra apei și băldăbuc. Bun, încă acolo cu just in case. Și aici tot așa trebuie să stau cu ochii pe femela de acare, care e un pic mai afurisită. Și dacă îl ciupește puțin, astea sunt chestii mai mult de investigare, mai mult de gen, bă, tu nu ești din cartierul nostru. Ce cauți la scara noastră? Bă, nu te-am mai văzut pe aici, cu ești tu? Chestii de genul ăsta. Dar au desișuri unde se bage. Nu, no, e doar curioasă, frate. Și totuși bănuiesc că ea mi-a ciopărțit carașii, că mai am doi carași în acvariul ăsta și au fost cam mușcați de coadă. După cum am remarcat. Aștia sunt niște innocent bystanders, se cheamă. Adică trecători nevinovați. Ia și frumos e ăla. Da, deci, ăștia s-au dosit acolo. Femeia analizează treaba dând târcoale. Deci în caz că peștii ăștia nu aveau târcoale, primesc din belșug. Ok. Hai să vedem cu restul de pești, că încă nu știu exact pe unde să-i bag.
Ce opțiune avem? Deci mai avem de aici, deasupra lui Sebi, care... Nu știu dacă ar servi un degetul. A mai crescut asta? Mă, deasupra lui e bazinul ăsta. Doar că parcă nu m-aș risca aici, că mai am niște pești un pic mai valoroși pentru mine. Nu, nu aici. Mai bazinul ăsta care cam stă degeaba, din păcate. Adică am perechea asta de leupii care nu au binevoit să facă nici măcar jumătate pui de când ocupă acest spațiu. Dar nu. Aici mă tot gândesc la raftul ăsta, trebuie să fie ceva. Hei, mă văd în reflexie. Ok, soluție temporară. În bazinul ăsta, unde mai sunt ancistru și volați, nu mai sunt altfel de pești. Păi va pe toți aici și mai am timp să mă gândesc. Ok. Și... acilea sunt. Păi, îmi plac foarte mult gubii ăștia. Au și buzele negre. Gașca de războre. And the big boss. Regele. E, regina e plină de ouă. Ia să ne ocupăm și de ăștia. Cât de curând. Ok. Îi lasă în pace. O să stea foarte bine acolo. Pentru o perioadă. Și vreau să vă mai arăt o chestie. Dar e destul de târziu și o să trebuiască să mă opresc. Deja se sting luminile peste tot în jurul meu la pești și sunt și obosit. Vă mai arăt o chestie, și ar trebui mâine să mă ocup de chestia asta și ar trebui să și filmez. Iar situația mea este în bazinul ăsta, unde a fugit individul. Ia să vedem prin frunziș. Lăsăm jos. Ăsta. Deci masculul ăsta de mechi este efectiv feroce. Deci cum mă apropii de acvariu, vine și mă amenință și se umflă și face ca toate alea. Și acolo e femela lui. Este extrem de teritorial și extrem de agresiv în momentul ăsta. Ei, comportamentul ăsta nu înseamnă decât un lucru. Sau au depus icre, sau se pregătesc să depună icre. Și trebuie să iau de urgență măsuri. Ce e, mă? Ce te uiți așa la mine? Ce e? Trebuie să iau de urgență măsuri, pentru că mai sunt câțiva pești în acvariul ăsta. Inclusiv încă un mechi care se vede undeva în background. În ceață, care e cam bătut ăla de acolo. Trebuie să-l scot de urgență și mai am și vreo 2 ancistruși. Deci trebuie să scot tot, să rămână doar aia 2 acolo. Dar mâine. Din păcate, clipul de astăzi se termină aici, pentru că Răzvan a filmat din nou prea mult footage și iese mult prea lung dacă lăsăm tot. Așa că o să-l împărțim în două părți și cea de-a doua parte va fi postată peste câteva zile, cel mai probabil. Dacă v-a plăcut ce ați văzut până în momentul ăsta, dați vă rog un like, un subscribe, nu uitați să schimbați apa la pești și ne vedem în următorul! Bye! Zipa marțipan!